Salutare băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu Rapid. Băi tată, azi avem meci cu UTA în primă fază, o să-l simulăm. Doamne ajută să câștigăm, că iar e în deplasare și am emoții. Hai să-l simulăm repede și după aia să vedem cu cine jucăm în campionat. Simulăm repede, pierdem 2-1, futu-s rasa, mătii, doamne ce mă enervează, bă băiatule. Și acum ne așteaptă mare meci mare cu Faru. Ia du-te dracu să te ia băi de jeg, că nu ești în stare de nimic. Bun. Hai să-i dăm bătaie, bă, băieți, și să vedem ce ne așteaptă în meciul ăsta cu Farul. Să înceapă distracția, bă, băieți. Jucăm pe teren propriu. Stăm un pic cam nasolică. În ultimele 4 meciuri avem 3 înfrângeri și nu mi-e ok deloc. Trebuie să rezolvăm situația asta ingrată în care suntem și să adunăm puncte. Bun, hai că zici, mai e până la play-off, în play-off suntem siguri, dar nu vreau să am distanță mare față de primul loc. Eu știu că am zis că acum să prindem cupa europeană, dar nici nu vreau să mă trezesc că nu iau primul loc, dacă pot să-l iau, mai înțeles. Dar vedem, primul loc nu-l promit, deși eu mi-l doresc. În rest, cupa europeană 100% trebuie să o luăm, adică am jucat prea bine ca să nu ajungem măcar acolo. Șansă bună aici, Memphis nu reușește, bă, tată, bă, nu reușește. M-am interesat de Krasnici și de Rahmani, să vedem ce bani cer băieții pe el, pe ei, de fapt, ce frumos deposedează acolo Burcă. Și dacă ne permitem, măcar unul dintre ei îl vom aduce acum în iarnă. Deci acum în iarnă vom aduce măcar unul, dacă e prețul accesibil. Dar vom vedea. Vom vedea ce ne rezervă perioada de transferuri. Ioani ne-am ales de pe urma lui cu 1,5 milioane. Atât ne dă domnul Canapea Șucu să folosim pentru transferuri și vom încerca din răsputeri să aducem ceva bun. După calculul meu avem vreo 2.100.000, cam așa buget, dar mai avem nevoie, dar oricum mai avem de vândut, da, mai e Mendez ăla pe care eu n-am de ce să-l folosesc, e în plus. Acum trebuie să mă decid la mijlocaș, pentru că eu nu-l mai vreau nici pe Christensen, nici pe Grameni, că nu-mi inspiră încredere. Foarte bună trecere aici a lui Îngie. Îngie vine cu centrarea, lovitură bună acolo a lui Memphis și reușim să deschidem scorul în minutul 36. Ăsta da contraatac în forță, bă, băieți, ăsta da contraatac, reușim, marcăm și nu e prima fază de gol pe care o avem. Stăm chiar foarte bine. Hai să intre și Rareș Pop, chiar dacă e de vreme. Și să sperăm că va fi bine. Acum nu mai știu când joc în cupă. Dacă nu mă înșel, în cupă tot cu FCSB am picat. Nu mi-e frică că unde-i prind acolo-i bat, promit. O să pierd eu cu toate echipele din campionat. Când joc cu FCSB trebuie să-i bat, indiferent că 1-0 hands cu mâna de un offside în ultimul minut sau 7-0, mai înțeles? Trebuie bătuți. Și acum dacă apare vreunul în comentarii, păi cum, bă, hands în minutul 90 de un offside? Păi da, bă, tată, eu câștigat campionate întregi așa, cu goluri date de un offside neanulate, cu penaltiuri inventate, cu... Mă înțelegi? Că de multe ori se întâmplă d-astea la FCSB. Cel puțin, na, era 1-0 pentru adversar,
Pac, minutul 90, ai respirat lângă Florinel Coman, penalti. Nu, tată, de-aia nu-i suportă nimeni. Și implicit eu. Eu de-aia nu-i înghit și nu o să-i înghit niciodată vreodată. Tocmai de-aia vă rog pe această cale niciodată să nu apară cineva în comentarii și să-mi spună: da, carieră cu FCSB când faci? Niciodată. Niciodată. Deci pe canalul ăsta nu o să vedeți serie cu FCSB sau cu Real Madrid. Ca idee. Dacă mă întrebați de ce cu Real Madrid, sunteți mulți noi, nu știți, pentru că sunt FCSB-ul Europei. De-aia. Că nici ei nu sunt în stare să câștige pe bune un meci. Și tot așa, dacă apare vreunul, păi da, bă, da, ai văzut ce a făcut FCSB, că i-a bătut 1-0 pe PAOK? Bă, tăceți, mă, că via după Silkeborg și faceți pe voi. Nu vă mai căcați pe voi, mamă, i-a bătut FCSB 1-0 pe PAOK. Da, și de la Silkeborg a luat 10 în 2 manșe, ești nebun. Stați cu minte că e greu. Oricum nu o să ajungă FCSB niciodată vreodată la valoarea lui CFR. Că CFR i-a bătut pe Lazio. În schimb, FCSB a luat 5 de la ei. Vezi, astea sunt câteva diferențe. Dacă îi mai țineți voi minte pe FC Vaslui, ăștia care sunteți mai măricei așa. FC Vaslui a jucat cu Sporting, i-a bătut pe Sporting. Și dacă nu mă înșel, chiar la Lisabona, cu 2-1. FCSB a jucat la București cu Sporting. Ce credeți? Tot 5 a luat. Că e așa, îi place omul lui FCSB, când joacă în cupele europene, îi place să ia 5. Ne lăudăm că i-am bătut pe RFS din Jamaica coreană, pe Ekranas din Belarus și pe care dracu îi mai prindem. Stai așa, bate și tu pe... i-ai bătut pe Chelsea, vai. Stai așa că cu... ei cu asta trăiesc. Noi am bătut noi pe Chelsea 1-0. Lasă-vă că și CFR i-a bătut. CFR i-a bătut și pe Roma, CFR i-a bătut și pe Manchester United. Asta așa ca idee. Dar na. Voi când jucați cu Victoria Pâlgen, făceați pe voi. În schimb, Victoria Pâlgen când auzea de CFR Cluj, cam făceau ei pe ei, mai înțeles, nu știu cum să-ți explic. Așa. Dar astea-s detalii. Astea-s chestii pentru băieții care țin cu FCSB și au intenția de a veni să scrie în comentarii una și alta. Tocmai de-aia. Dacă țineți cu FCSB și sunteți aici pe canal, vă place contentul sau ceva, foarte bine, mă bucur, vă respect, Doamne ajută, dar nu aduceți în discuție FCSB, pentru că aici n-are loc, n-are loc, indiferent de situație, n-are loc. Și istoria pătata lui FCSB nu o să fie spălată de niciun meci sau vreo victorie. Ce intervenție are Azevedo, ești nebun. Bine, bă, băiat, bă, bine, bă, bravo, bă. Mamă, ce mișto a apărat-o pe aia, ești nebun. Bun, Pașcanu respinge. Grameni trece excelent acolo, șansă bună de contraatac aici. Bălașa vine și deposedează. Fotos Grameni în curte. Merloi, stai cu minte, Merloi. Stai cu minte că e grele. Pasă bună lui Memphis pentru un Jie, un Jie intră în careu, șut al lui Jie și iată golul de 3-0 venit din partea lui Jie. Bă, e nebunule. Ce ai făcut, mă? Bă, ce ai făcut, mă? Lui ăsta e frică, mă, că îl dăm afară. Băi, tu stai liniștit că eu, oricum m-ar fi, eu nu te dau afară. Eu te văd, că nu-s prost, să te aduc gratis și să te dau... De fapt. Eu nu sunt ca domnul Becali, să aduc jucător pe 1 milion de euro și să-l dau afară că nu-mi place mie. M-ai înțeles? Eu iau bani pe el. FCSB UTA 1-0. Mendes. Tu te dracu, Mendes.
Hai să avansăm un pic. Ne așteaptă un meci cu Poliași. Vreau să ne uităm un pic la... Să mor tu când jie, e omul lunii. Băi. Băi, stai cu minte. Ia zi-mă ce vrei. Stai mă liniște că tu intri. Tu intri, că tu mai faci una alta, tu cu tare, bravo. Ia vezi ce a urcat Hermaștanu, mâncațaș. A urcat Hermaștanu. Noi avem 35, suntem la 6 puncte de primul loc. Stăm bine. Stăm bine. Bă, rău nu stăm. Deci rău nu stăm. Avem acum meci cu Iași, după aia Oțelu. Botoșani. Aha, cu Hermannstadt în cupă. Cu Herbaștanu, mâncați. Dar mai avem, mă, mai avem multe meciuri. Mai avem multe tare, nu așa. E vorbești. Deci mai durează. Mai durează până una alta. Așa. Bun. Băi, tată, hai să dăm drumul la meci, să vedem ce ne iese. Hai să înceapă distracția, bă, băieți. Poliași. N-ar trebui să fie mare inginerie cu ăștia, dar hai să nu ne lăsăm pătânjoală că nu se știe. Aoleo, că nu mi s-au făcut schimbările. Ghinion. Făcusem câteva multe schimbări, dar aparent nu s-au salvat. Asta e, le facem pe parcurs. Hai cu măta. Bun, Hasani stă bine acolo, dar nu face față cu Roman acolo. Băieții, hai vă rog eu frumos. Dați-vă cu reveneală cu alea. Bă, mă enervați. Bun, joc de pas acolo lui Hasani cu Pașcanu. Șansă bună. Hasani driblează foarte bine acolo. Vine șutul lui Memphis. Și deschidem scorul în minutul 15. În minutul 15. Bam, bam. Bravo, băi, tăicuțule. Bravo, bă, bine, bă, bravo. Roman pasează aici în bandă pentru Ispas. Vine foarte bine Hasani și șansă bună de contraatac aici. Hai să vedem cine iese. Vine centrarea, vine lovitura de cap. Petri la marchează pentru 2-0 și nu e nici offside. Ha, 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 bine bă băieți. Hai mă că am început tare. Am început tare cu Iașu. Hai să nu... Ce frumos dă Petri la acolo. Țiplă. Hai să mai vedem. Bordeianu. Blochează bine Iacob. Șansă. Nu e șansă că greșește Petrila. Măi, tată, dă ce faci așa. Dă ce faci așa, băi, tată, mă. Gheorghe. Stai cu minte, Gheorghe. Hasani. Hasani trimite bine aici pentru un jie. În jie, driblează excelent, pasează în centru acolo pentru Memphis. Vine șutul lui Memphis la colțul lung, apără a Ilenei. Am jucat-o bine, dar m-am grăbit, cred, cu șutul. Aoleu, că am zis că l-am deposedat. Grijania, măsii. Mihai, măi, Mihai. Minge la Înjie. Înjie driblează frumos. Înjie intră în care Înjie, șut Înjie și 3-0. Bine bă Înjie, bă, bine bă, bravo bă, bravo bă, așa bă băiatule. Ce frumos. Cu e frumos, bravo tată.
Bravo, tată. Hai că dacă mai dăm unul, simulăm până la final. Dar acum să-l dăm. Aia e tot ce e important. Păi dă-te morții, mătii. O tal dracu, ce-a încercat el să-mi facă mie. Ieși, bă, că mă fac ceva în ciocul tău dezordonat. Respinge acolo foarte bine Hasani. Petrila, pasează excelent aici pentru un jie. Hai în jie, tată. Scapă în jie, du-te în jie. Ce ne-am jucat cu ei? Ce ne-am jucat cu ei? Bine, bă, băieți, bă, bine, bă, bravo, bă, așa, bă, 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 bravo, mă. Bine, bă, băiatule, bă, bine, bă, bravo, bă, așa, bă. Și cam ăsta ar fi momentul când fac, uite, treaba asta. Simtuiend, avem 4-0. Câștigăm 5-1, ești nebun. 5-1. Și avem dublă Petrila, dublă Înjie și Memphis 1. Foarte bine, tată. Excelent. Țiplă. E suspendat. Păi de ce? De ce? O să primești. Bun. Băi, tată, urmează să avem meci cu Galațiu. Ia stai, maș. Bun. Burcă are roșu. O să vedem. Dar nu știu care e faza aici, mă, cu ăsta. Că mă bag aici în meniul ăsta și nu înțeleg nimic, că nu mi-arată nimic din ceea ce mă interesează pe mine. Bun. Băi, tată, cam așa stă treaba. Ne-am descurcat bine. Suntem pe locul 3. Am urcat din nou. Dar cam asta a fost tot pentru azi. Sper că v-a plăcut și până data viitoare, nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa!